Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Aproape că nu-mi vine să mai vorbesc. Aș vrea să tac vreo un minut, două, cât puteți să suportați. Exact, ca să auziți focul din șemineu, pentru că este un foc adevărat, făcut din lemn de brad, așa cum, credeți-mă, tânjesc să fac de mulți ani de când am plecat de acasă, de la poala mamei, unde aveam sobă cu lemne, nu șemineu, dar focul trosnea în sobă ca acum. Și pentru că în lumea asta există prieteni pe care îi găsești atunci când ai nevoie, prietenul nostru de astăzi și al dumneavoastră, dacă vreți, se numește Casa din Pădure și este într-o zonă foarte frumoasă, într-o zonă turistică, într-o zonă bogată în povești, mai ales în povești legate de folclor. Este vorba de comuna Runcu din Gorj, din județul Gorj. Într-un astfel de loc ne aflăm noi, cum spuneam, la Casa din Pădure, care ne-a pus la dispoziție toată căsuța să putem să ne desfășurăm. Să ne desfășurăm, zic, pentru că nu sunt singură. Undeva în dreapta mea o să descoperiți o fată minunată și o să vedeți de-a lungul emisiunii de ce spun că este minunată, pentru că eu realmente m-am îndrăgostit de ea, pentru că am petrecut ceva timp împreună. Este vorba despre Angelica Mirea. Bine ai venit, draga mea! Bine v-am regăsit cu tot dragul și din tot sufletul vă mulțumesc pentru invitație, pentru că mă simt onorată pentru această invitație și ori de câte ori mă veți mai invita, am să vin cu mare drag, pentru că îmi sunteți dragă de ani de zile, încă de când v-am cunoscut de pe micile ecrane. Mulțumesc! Și speram din suflet ca într-o bună zi să ne cunoaștem mai bine. Iată că această clipă nu s-a lăsat prea mult așteptată și mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru aceste clipe minunate. Să știți că probabil până acum v-ați obișnuit că eu nu vorbesc așa, să mă aflu în treabă. Chiar între noi s-a legat, așa cum se leagă în ultima vreme, un soi de relație dincolo de relațiile care se leagă de la o primă întâlnire între doi oameni, pentru că o să vedeți cât de frumos cântă ea, pentru că și-a tot repetat niște piese pe care o să vi le cânte și dumneavoastră și spre bucuria mea le știam aproape și eu pe toate, ceea ce înseamnă că Angelica are un repertoriu foarte, foarte, foarte bogat. Adică o să vedeți că o să vă ducă prin muzică populară, prin colinde, prin pricesne, prin tot ce vă dorește sufletelul. Pentru început, vreau să îi pun întrebări din alea pe care le pune toată lumea, știți? Toată lumea te întreabă de ce ai făcut meseria asta, ce te-a întemnat către drumul ăsta, cine te-a îndrumat și așa mai departe. Dar pentru că fiecare dintre noi are o poveste de spus, întrebările astea, deși par foarte, foarte uzitate și plictisitoare, ele sunt menite să-l ajute pe artistul pe care l-avem invitat să ne spună povestea lui, pentru că fiecare dintre noi s-a născut sub o stea care a scris destinul lui în acea stea. Spune-ne, te rog, cu începutul, de la început, de unde ai plecat tu către muzica populară? De ce muzica populară? Bine, aș putea spune că mi-e foarte simplu să răspund și n-am să folosesc cuvinte pe care le folosește toată lumea spunând că a iubit cântecul popular de mică, dar la mine în casă chiar s-a cântat, pentru că acest talent de a cânta l-am moștenit de la părinții mei, de la ambii părinți, ei fiind la un moment dat colaboratorii ai ansamblului profesionist Doina Gorjului, mama chiar fiind angajată a acestui ansamblu, dar din păcate pentru un timp relativ scurt, pentru că ea a ales viața, adică de fapt n-a avut de ales, a trebuit să se împarte între viața de familie și cariera, deci viața de scenă, viața profesională, și atunci a trebuit să, pentru că e vorba de o familie totuși numeroasă, eu și încă doi frați mai mari, pentru că mai am doi frați mai mari, și atunci bineînțeles că timpul nu i-a mai permis să dedice și carierei artistice, și atunci, așa cum am mai spus, a trebuit mai mult să se ocupe de noi ca și familie. Și să revin la ce am spus mai devreme, talentul l-am moștenit de la părinți. Și de la cine mai mult? De la mama, de la tata? Amândoi erau soliști vocali? Tatăl meu cânta și la acordeon, deci era și instrumentist, dar da, să știți că provin dintr-o familie și neam, de altfel, cărora le place muzica. Chiar fratele mamei cântă la fluier, la caval, ocarină, fratele meu a cântat cel la vioară, deci tuturor ne-a plăcut și ne place muzica populară în special. Și mama?
Mama a cântat vocal, deci nu vreau să o laud că e mama, dar cântă chiar și acum. Ba te rog să o lauzi, ia laud-o. Deci chiar și acum, după atâția ani, și cred că o să moară cu dorința asta ei arzătoare de a mai cânta încă. Deci chiar dacă are o vârstă, mama câți încă... Câți ani are mama? 60, de fapt, că a plecat pe 61. Mulți înainte, dar mulțumesc, spune-mi, te rog, ce te oprește să o iei într-o zi, să puneți mâna să cântați niște piese, să le înregistrați și să veniți să le cântați împreună, că găsim un spațiu de 20 de minute să vă înregistrăm, că, nu? Sigur că da, chiar am să mă ocup mai, adică acum să zic așa că lucrurile s-au mai liniștit, din păcate sănătatea uneori este motivul pentru care nu se poate deplasa în anumite locuri, dar nu vreau să spun vorbe mari, dar am niște surprize pentru ea și sper că într-o bună zi, cu voia lui Dumnezeu, să le împlinesc. Doamna, ea tocmai și-a un angajament, vă rog, eu pisați-o. Când o simțiți că îl domolește motoarele, vă duceți la ea și puneți așa o mânășor și o întrebați. Ia zi, Angelica, ce ai promis tu? Da, ea chiar își dorește foarte tare și dintotdeauna, și repet, nu vreau să o laud că mama, dar are o voce extraordinară. Chiar și acum, neavând o odată ca mine, pentru că totuși eu m-am ținut, ca să zic așa, de acest minunat dar pe care mi l-a lăsat Dumnezeu de a cânta. Dar mama, repet, și după atâția ani, încă o ajută foarte mult vocea și are niște melisme deosebite. Melisme? Da. Da. Explică-ne și nouă, nu știu ce înseamnă. Sunt cuvântul. Niște ornamente, ca să spun așa, pe care un interpret le face atunci când cântă. Poți să fii obraznică să te rog să-mi exemplifici ceva? Nu știu acum momentan dacă o să vin așa, dar o să încerc. Unde, în ce cântece se folosește? În special în doină. Dacă vreți, da, să nu plictisim. Nu plictisim, pe mine nu mă vă plictisește? Publicul meu zice că nu. Da. O să încerc o strofă dintr-o doină care mie mi-e tare dragă și în plus cu care am câștigat trofeul Festivalului Maria Lătărețu la ediția noua. Foaie verde pe liniță, sus în deală pe poieniță, la poalele muntelui, la umbra steșarului, la umbra steșarului, lăsai pe murgul legat, eu să stau puțin culcat, să aud pe mândra cântând păsările ciripind, să aud pe mândra cântând păsările ciripind. Ce tablou frumos! Și mi-amintesc că în drumul către Casa din Pădure, la un moment dat am văzut în mijlocul unei câmpii un copac singuratic foarte frumos. Era singur în mijlocul unei câmpii și am întrebat o doamnă care era cu mine, care mi-a explicat că de fapt acela este un stejar, stejarul despre care cânti tu și care se punea pe vremuri ca și hotar, că oamenii înainte erau atât de respectoși unii cu ceilalți încât n-aveau nevoie de cine știe ce garduri și puneau stejarii ca și hotar de teren. Foarte frumoasă imaginea ta și cred că ar trebui să faci cumva, nu cred că s-a plictisit cineva, vă rog să ne scrieți pe mail dacă v-ați plictisit când a cântat Angelica. O să observați că eu, o să mi se ducă vestea, nu ne mai ducem la fata aia la emisiune, că ne pune să cântăm, dar credeți-mă, nu există bucurie mai mare pentru un interpret decât în clipa în care îl pui să cânte, frate, că el știe. De regulă cântăreții
care vin în concerte, în emisiuni adevărate, ei cântă, nu vin cu CD-urile, pentru că asta le e meseria. Eu chiar mă bucur, să știți, când am ocazia să cânt live, pentru că, bineînțeles, cei care ne urmăresc vor să audă și live, că zic, măi, aseptină, de unde să știu că nu cântă din butoane, așa cum procedează mulți. Da, nu e, și atunci, nu e cazul, că noi ne cunoaștem butoniștii și aducem pe cei care chiar cântă. Revenim puțin la tine. Ne ținem de capul ei să ne aducă pe mama ei. Te rog, înregistrează niște piese și adu să îndeplinim visul, că ne costă foarte puțin. Și uite, așa mai punem două emisiune și îndeplinim și vise. Care a fost momentul în care tu ți-ai dat seama că asta trebuie să faci? Că poate ți-a fost drag să cânti, că se cânta în casă, dar a fost ceva care te-a determinat să zici, gata, eu asta vreau să fac? Păi bineînțeles că eu crescând în casă cu părinții care toată ziua cântau și ascultând mai ales postul de radio Oltenia Craiova, pentru că cu acest post eu am crescut în casa mea, atât la bloc și cât și la țară unde am copilărit, în comuna Turburea, județul Gorj, acolo ascultam dedicațiile muzicale și acolo m-am îndrăgostit mai mult de cântec, ca să zic așa. Mi-a plăcut cântecul popular. Chiar dacă mai cochetam eu așa și cu muzica ușoară și cu alte genuri, adică le ascultam. Dar acesta l-am simțit eu aproape de suflet, poate și pentru faptul că, așa cum am mai spus, am avut părinți în casă care au cântat. Și atunci când dai drumul la televizor, nu vedeai decât anumiți artiști, da. Vedeai toată ziua pe toate posturile, înțelegeți. Da. Și de asta... Probabil că m-am simțit cântecul popular mai aproape, așa cum am mai spus, de sufletul meu și datorită părinților care înfredonau prin casă. Și care au fost primii pași? Adică cum ai început efectiv să cânti? Păi prima dată pot să zic că la serbările școli, adică la grădiniță prima dată, iar mai apoi la clasele primare, la serbările școlare. Și ușor, ușor am început să și particip la concursuri, pentru că mama a fost cea care mi-a îndrumat primii pași în acest sens, ca să mă și școlez, de ce nu? Da. Și m-a înscris la clubul elevilor în... Așa era atunci clubul elevilor, nu Palatul Copiilor, ca acum. M-a înscris acolo la secția Canto Popular. Dar culmea e că în același timp cochetam și cu gimnastica și cu baletul, pentru că mi-au plăcut foarte mult. Iată, dezvălui așa din culisele. Da, dar a trebuit să aleg până la urmă. Gimnastica a pierdut o campioană, dar a câștigat folclorul. Da, nu puteam să merg așa în paralel cu toate, pentru că eu doream performanță și atunci performanța în această latură, ca să zic așa, presupunea deplasarea mea la Deva. Ai mei, bineînțeles că nu ar fi dorit să mă lase departe de casă. Erai și singura fată, chiar dacă cea mai mică. Da. Și atunci am zis că mai bine să nu-l familiei și să fac tot ceva care îmi plăcea, dar mai mult decât gimnastica și baletul, adică exact cântecul popular. Și așa am început să colaborez cu orchestra pe care noi o formasem atunci la Clubul Elevilor. Am participat la concursuri unde am obținut și importante premii. Mi-amintesc că am fost la festivalul pe fir de baladă, unde am obținut diverse premii de-a lungul anilor. Mai târziu chiar am început să colaborez cu un ansamblu care momentan nu mai este de mult, Altița se numea. După aceea am colaborat cu Rapsozii Gorjului, cu Doina Gorjului și, bineînțeles, cu diverse ansambluri din țară. Încet, încet au venit colaborările, pentru că au început oamenii să te cunoască și primul pas a fost participarea ta pe la diverse competiții. De la momentul ăla ce-ai hotărât? Fac muzică populară sau mai fac și ceva pe lângă? Că întotdeauna există situația în care mergi doar cu pasiunea în brațe și zici ce o fi, o fi, sau pe lângă mai crește și un gând așa prevăzător, mă, dacă totuși. Eu pot să spun că chiar dacă mi-a plăcut și îmi place și îmi va plăcea întotdeauna muzica,
popular în special, am dorit să am și ceva de bază, ca să zic așa, tot profesional vorbind, și am urmat cursuri tot în specialitate în muzică. Am urmat și cursurile Școlii Populare de Artă la secția Canto Popular, la clasa doamnei Cornelia Cotan și a doamnei Socace Caterina. Le mulțumesc pe această cale pentru tot ceea ce m-au învățat în acei 3 ani de școală. De asemenea, dacă îi să aduc mulțumiri, aduc mulțumiri și, dar din păcate nu mai este, pentru că între timp, dar eu nu uit nici oamenii care cândva m-au ajutat, sigur că da, pe domnul Dorel Mustețea, care mi-a pus bazele pe partea instrumentală, ca să zic așa, pe parte de orchestrație și așa mai departe, și... pot să spun că mi-am ales ca meserie, să zic așa, de bază, meseria de dascăl, care este foarte frumoasă și care aduce atâtea satisfacții. De ce spun acest lucru? Spun pentru că am această ocazie de a aduce cântecul mai departe și prin prisma elevilor. Ești profesoară de? Sunt profesoară de educație muzicală la Liceul Teologic din Târgu Jiu. Și acolo am copii dornici de a învăța, învăța aceste taine ale cântecului popular și bineînțeles că acest lucru îl fac mai mult, să știți, în timpul liber, deci undeva la sfârșitul orelor, pentru că sunt mulți care își doresc efectiv să învețe muzică populară. Adică chiar programa dacă... e programă, dar sigur, în afară de programă. Da. Aș vrea să dezvoltăm mai mult despre ce faci tu cu copiii, pentru că mi-aș dori foarte tare să te auzim cântând. Eu am mai auzit-o, dar mi-aș dori să o auziți și dumneavoastră, ca să știți că eu nu vorbesc în van. Și portul dragii-mi sângor și nimeni mai, au tot ce-i bun în ei mai, dragii-mi sângor și cele mai, cum își poartă Aș vrea să ne întoarcem la copiii tăi, la copiii de la școală cu care îți faci programa ta, dar după aceea,
cumva raportul dintre voi se schimbă pentru că tu îi aduci, pentru că își doresc ei, spuneam, îi aduci către zona de folclor, de muzică populară. Sigur că da, eu oarecum sunt un model al lor prin ceea ce fac și de asta sunt chiar câteva fete dornice și unele chiar foarte talentate de care vreau să mă ocup așa în mod special, pentru că nu vreau să se piardă, eu chiar țin de altfel la păstrarea obiceiurilor, tradițiilor și a cântecului popular și mereu le spun acest lucru, că nu-i bine să ne uităm rădăcinile, din contră, trebuie să facem tot ce ne stăm putere pentru a le păstra și așa cum spuneam, în timpul meu liber le adun, ca să zic așa, le învăț cântece autentice, pentru că nu-mi plac chiciurile acestea care au apărut acum pe piața muzicală, ca să zic așa. Și se vor cerne și ele, pentru că lumea începe să caute lucruri de calitate. Să dea Dumnezeu să fie așa, pentru că oamenii, din păcate, mulți sau puțini, nu știu că sunt, știu sau mai mult sau mai puțin să discearnă. Adică să discearnă chiciu de calitate. Dar eu cred că dacă ar vedea mai multe lucruri de valoare, autentice, cred că la un moment dat ar simți singuri, chiar dacă n-ar fi așa... Da. E adevărat? Spun așa bine, e, nu? Așa e. Așa, la un moment dat vor ști singuri să cearnă tot... Asta e un act de mare generozitate ce faci tu, pentru că vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem, nu întotdeauna generațiile sunt între ele, sunt atât de largi și atât de darnice sufletește, încât să ia sub aripa lor niște copii care sunt foarte talentați. Și mi se pare cu atât mai mult de lăudat faptul că sacrifici timpul liber. Cu tot dragul fac și din tot sufletul acest lucru, pentru că, repet, nu vreau să se piardă rădăcinile noastre, pentru că e vorba de sufletul acela de român, autentic. Și observ la ei încă, la unii dintre ei, sensibilitatea aceea pe care puțini o mai au în ziua de azi, pentru că observăm cu regret că sunt foarte mulți sau foarte multe persoane care parcă deja s-au dezumanizat. Nu știu dacă greșesc spunând acest lucru, dar parcă copiii încă mai au acea inocență în ei și care trebuie făcut-o posibilă să fie păstrată, să zic așa. Iar unii dintre ei chiar nu știu ce e aceea sensibilitate. Mă leai că nu știu să se joace cu un animal, mai degrabă ar da cu o piatră în el, iar eu nu pot să suport acest lucru pentru că iubesc enorm animalele. Și eu cred că aș fi stare eu să dau, am glumit că n-aș putea să dau cu o piatră în capul cuiva care face rău unui animal, dar ca idee, nu suport să văd pe cineva că face rău unui animal, pentru că cred că și în momentul în care, să zic așa, un câine mușcă, cu siguranță are un motiv pentru care mușcă, ori l-ai supărat cu ceva, ori am generat puțin discuția, dar când ne întoarcem. Asta voiam să spun referitor la sufletele copiilor încă inocente. Copiii n-au nicio vină, așa sunt educați și în momentul în care ei greșesc și li se atrage atenția și li se arată și fața cealaltă a existenței lor, cum ar trebui să fie fața cealaltă, în momentul ăla copiii mai au o șansă să se îndrepte și asta este o cale. Întorcându-te tu către ei cu generozitatea, exact, și cu dărnicia cu care faci lucrurile astea. Știi ce vreau să te mai întreb apropo de ce lucrezi tu cu copiii? Au și ei aceea slăbiciune pentru costumele populare pe care o ai tu și eu recunosc că ai multe costume, numai eu am văzut astăzi vreo 3 la tine. Chiar 4. 4, nu? Da. Într-adevăr, eu am făcut o pasiune, dar de mică am făcut această pasiune de a colecționa cât mai multe costume populare și să știți că și copiii sunt atrași, chiar au început să-și întrebe bunicii pe la țară, bunicile mai în mod special, dacă mai au în lada aceea de zestre în care erau păstrate, dacă mai au costume populare, pentru că eu la sărbările școlare bine, unii au și alții n-au costume de rău și le împrumut chiar din garderoba mea. Ce frumos! Da, pentru că nu au de unde și ei chiar se zbat să facă rost de ele. Și atunci mai că îmi pare rău de ei, că văd că își doresc și n-au de unde. Și bineînțeles că scot eu de la naftalina, ca să zic așa, și le împrumut pe ale mele. Ce drăguț sunt copiii îmbrăcați, da, în costume populare. Foarte frumoși. Chiar o să am niște poze și o să le vedem puțin mai târziu cu elevi de-ai mei îmbrăcați în costumele mele populare la sărbările școlare. Atunci ai și fete, ai și băieți? Care e ponderea? Mai multe fete decât băieți, dar sunt și băieți talentați, dar mai mult fete. Da.
și diverse vârste, pentru că sunt și la gimnaziu și la liceu. Am chiar o fată foarte bună la liceu, acum de care vreau să mă ocup puțin mai mult, în limita timpului, bineînțeles. Că și un aspect foarte important, să știți că eu le ajut necondiționat, adică în sensul că niciodată nu am pretins bani de la el, așa cum fac alți colegi. Deci fac din suflet acest lucru, repet. Și copiii știu asta, bineînțeles. Pentru că una este să chem copilul și să-i spui te costă. Sigur, toată lumea trebuie plătită pentru munca lui, pentru că așa se trăiește, din păcate, deocamdată trebuie să plătim facturile cu bani, nu cu dragoste și cu cursuri de actorie sau de cântat. Dar în momentul în care, dincolo de povestea asta cu banii, îl vezi pe omul respectiv, pe profesorul respectiv, că își pune sufletul la bătaie și timpul la bătaie, parcă ți-e și ție rușine să nu ții pasul cu el, să te duci nepregătit. No, și să știți că chiar am avut rezultate frumoase cu ei. Am mers pe un grup așa mai restrâns, dar copii puțin, dar talentați, și chiar am venit cu premii frumoase. Și nu neapărat la noi acasă, adică la Târgu Jiu, și în Craiova, pe fază județeană, am mers la olimpiade cu ei și pot să zic că m-am bucurat, adică munca mea a dat roade și asta m-a bucurat foarte tare și m-a, să zic așa, m-a impulsionat sau m-a... mi-a dat aripi să merg mai departe, da, văzând că am pentru ce și pentru cine. Sigur că da. Tu ești într-o zonă în care a trăit, sigur, sunt mulți oameni frumoși din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere artistic, oameni care au lăsat lucruri fabuloase în urma lor, dar eu recunosc că am o slăbiciune pe care i-am și mărturisit-o înainte de emisiune, am o slăbiciune aparte pentru Maria Lătărețu. Maria Lătărețu ajunge la mine cum puțină lume ajunge și, deși nu pot să zic că nu pot să trăiesc fără să mă duc la horă și la, nu știu, la o petrecere în care există neapărat muzică populară, sunt zile în care pe mine Maria Lătărețu mă scoate din stare, știi? Tu știi lucruri despre Maria, ți se pare că ceva din pământul ăsta de unde a trăit ea, parcă pe unde treci, și a trecut și Maria, e ca și cum iese ceva din pământul ăla și ți se urcă și pe tine. E adevărat, și eu o iubesc foarte tare, adică îi spun că o iubesc pentru că o voi iubi tot timpul și o să o simt vie în sufletul meu, pentru că așa este, așa o simt, chiar dacă n-am cunoscut-o personal, pentru că s-a întâmplat mai de mult să moară acolo în Botoșan pe scenă, și pot să zic că am simțit-o aproape de sufletul meu din totdeauna, de copil fiind, încă de când i-am învățat primele cântece, și pot să zic că și pe la evenimentele la care eu particip și cânt, repertoriul Maria Lătărețu este nelipsit. Adică se cere și parcă, nu știu, este un gen de repertoriu nedemodat. Deci niciodată nu se demodează. E o voce, e un nume care întotdeauna va fi aproape de sufletul meu și cred că și al multora. Maria a avut, Maria, vedeți-mă, trag de șireturi cu Maria Lătărețu. Vezi ce înseamnă să asculți multă vreme un artist? Te apuci și vorbești despre el ca despre cineva pe care l-ai avut cu tine în casă toată viața. Maria Lătărețu are un tragism și o emoție aparte în voce, care într-o oarecare măsură se regăsește și în vocile multora dintre soliștii din zonă. Un timbru aparte, un timbru special, un timbru extraordinar pe care, într-adevăr, nu știu, eu una nu l-am întâlnit la multe persoane. Un timbru asemănător, da, dar nu ca al ei. Ea este unică, da, este, da, specială. Da. Și, așa cum spuneam, iubesc foarte tare cântecele dumneaei. Parcă nu vine să-i spun ei, pentru că... Vezi, eu nu cunosc și atunci pentru mine este cineva care mă înveselește, mă bucură, mă scoate din stare mai puțin bună, așa. Eu chiar am avut bucuria și onoarea de a face parte din jurul festivalului Maria Lătărețu, pentru că i s-a dedicat un festival, de fapt două, pentru că unul este pentru copii, iar un altul este binecunoscutul festival Maria Lătărețu, care se tot ține de ceva ani. Și am fost, așa cum spuneam, am făcut parte din jurul festivalului pentru copii Maria Lătărețu încă de când s-a înființat și unde am avut bucuria și onoarea să o cunosc chiar pe Nora Mariei Lătărețu, care este un om extraordinar,
doamna Ioana Lătărâț-o și salut pe această cale și mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. O salut pe această cale Îngerașul, pentru că ei nu spune niciodată pe nume Angelica, îmi spune Îngerașul. Am avut din nou plăcerea și onoarea să-mi fie prezentă și în casa mea. Am fost și eu în casa dumneai la București și suntem într-o relație de prietenie și un lucru extraordinar pentru mine că am avut ocazia să-l cunosc pe fiul Mariei Lătărețu, pe nepoți, adică sunt o familie extraordinară și pentru mine acest lucru înseamnă foarte mult. E vreo problemă că tu cânti piesele Mariei Lătărețu? Nu este, nu văd adică, ce problemă să fie. Uneori există discuții de genul ăsta. Nu știu cine i-a cântat piesa, nu știu cui. Asta probabil că este valabil la cei care sunt încă în viață, să zic așa, și nu se leagă de... Da, în ceea ce privește repertoriul Mariei Lătărețu și a altor interprete care nu mai sunt printre noi, nu este cazul să... Adică, din contră, toată lumea le cântă. Foarte frumos, este... uite, asta e o veste bună. Da, da. M-aș întoarce un pic la costumele tale și aș vrea să te întreb, costumul pe care l-ai tu acum are o specificitate anume? Da, într-adevăr, acest costum l-am primit de la o doamnă din satul unde eu am copilărit, comuna unde mi-am copilărit, e vorba despre Turburea, județul Gorj. O și salut pe această cale pe doamna Dumitrașcu. Ea este și foarte vechi, de altfel. Majoritatea costumelor pe care le am sunt foarte vechi. Cred că cel mai puțin are undeva la 70-80 de ani. Dați-mi voie să mă întorc cu spatele la ea. Îmi pare rău pentru colegul meu că îi stric cadrul, dar... Stați așa, că are niște costume pe care le-am văzut puțin mai devreme și despre care îmi spunea, are 100 și ceva de ani. Da. Deci stau cu spatele la ea, vorbește, că te filmează colegul. Da, am spus că sunt niște costume foarte vechi și foarte frumoase, dar o parte din ele trebuie să recondiționate, pentru că le-am primit într-o stare oarecum degradată și atunci ele trebuie să recondiționate, așa cum spuneam, pentru că încă nu pot să le port. Și tot caut persoane care se priceapă să recondiționeze costume și nu prea găsesc așa, adică mai mult stilizate din ce am văzut le fac în stil nou. Eu vreau să rămân așa autentic pentru că sunt adepta costumelor autentice. Nu știu, întotdeauna am ținut și țin și după cum observați și în picioare port opinci, ciorap de lână, adică tot așa autentică din cap până în picioare și asta să știți că îi îndrum și pe elevii mei, să fie cât mai autentici. Eu am spus-o și o să o spun în fiecare emisiune unde am invitați artiști din zona de folclor. Mie mi se pare că ești mult mai frumoasă, ești mult mai frumos îmbrăcată în costum popular. Așa mi se pare mie. Păi așa este și frumos, pentru că înainte bătrânii satului și nu numai, și copiii, tinerii, toți purtau acest costum popular. Era nu ca acum piesa lor de rezistență, adică, de exemplu, noi când îl purtăm doar la ocazii speciale, dar atunci îl purtau zilnic, doar că existau anumite situații în care costumele diferau foarte mult de cele obișnuite, adică cele purtate zilnic. Spre exemplu, când erau mirese, femeile purtau niște costume deosebite, albe, și în loc de acel voal care se pune în cap, se punea maramă. În anumite cazuri se punea și voal, dar aveau iile albe brodate cu mătase, cu fir de borancic și un special pe fond alb. Dar poate o să vă arăt într-una din emisiuni, dacă nu, poate chiar și în această emisiune, o poză cu bunica mea mireasă fiind și să vedeți cam cum se purta atunci costumul popular în această zi importantă din viața oricărei tinere și mă refer la ziua nunții. Am o propunere. O punem pe Angelica să cânte și între timp eu mă duc și răscolesc în geanta, unde are costumele. Și de nu-i găsi o maramă, numai să nu-mi ziceți mie pe nume. Păie verde de cicoare, luai coșul cu mâncare, și-apucai potic în vale, la licuța lunca mare. Păie verde de cicoare,
ai coșul cu mâncare și apucai potic în vale la Nicuța Lunca Mare. Urcai culmea, urcai dealul și văzui priponit calul. Mie la frumos și ripește, nic al meu cu dracosește. Urcai culmea, urcai dealul și văzui priponit calul. Mie la frumos și ripește, nic al meu cu dracosește. Începuia haulii și necuța m-auzi. Aruncă coasa în iarbă și veni la mine-n grabă. Începuia haulii și necuța m-auzi. Aruncă coasa în iarbă și veni la mine-n grabă. Mă uapă din ulcior și mă sărută cu dor. La marginea pădurii pusă-i masa nechii. Mă uapă din ulcior și mă sărută cu dor. La marginea pădurii pusă-i masa nechii. Scosă-i merinde din coș, scosă-i și ploscă cu vii, să-i fie prânzul din plin. Întinsă-i ștergarul jos, scosă-i merinde din coș, scosă-i și ploscă cu vii, să-i fie prânzul din plin. După ce plecai spre casă, de casă apucă de coasă, pielea încrâncirimea și neca cu dracosea. După ce plecai spre casă, e casa apucă de coasă, pielea în crâng ciripea și nica cu dracosea. Iarbă deasă, Doamne, ce dor greu mă pasă. Mă apasă un dor greu, dorul de tăicuțul meu. Tată, ai îmbătrânit de truda ce ai trudit. Prin multe grijă ai trecut, ecuță cu păr cărunt, măi. Tata, ai îmbătrânit de truda ce ai trudit. Prin multe grijă ai trecut, ecuță cu păr cărunt, măi. Ai muncit prin ploi și vânt, cu dragoste m-ai crescut, măi. Dar de te-amai necăjit, m-ai iertat și m-ai iubit, măi. M-ai crescut, mi-ai dat povață, mi-ai făcut un rost în viață. De ți-a fost ușor sau greu, știe numai Dumnezeu, măi. M-ai crescut, mi-ai dat băvață, mi-ai făcut un rost în viață. De ți-a fost ușor sau greu, știe numai Dumnezeu, măi. Mi-aș da averea și banii să pot opri în locanii,
te-aș dărui, de-aș putea. Zece ani din viața mea, să n-ai grijă de nevoi, să mai stai pe lângă noi, pe banca din fața porții, să ții în brață nepoții. Să n-ai grijă de nevoi, să mai stai pe lângă noi, pe banca din fața porții, să ții în brață nepoții. Asta e înghită sec. N-am putut să iau tot costumul la roșu. Că ați văzut ce costum frumos avea. Bine, costumul stătea până frumos, dar asta e altă discuție. I-am luat doar marama. De fapt, nu i-am luat-o. Mi-am promutat-o ea pentru că este o maramă din Borangic adevărat. Este o maramă foarte veche. Cam cât crezi? Cât zici că are? Sincer să fiu, nici nu mai știu, dar e destul de vechi oricum. Păi eu am eu de când eram mică și avea și atunci vreo 50-60 de ani. Uite, se vede deja că pe aici este, nu, draga așa. De ea păstrează amintirea, da, capetelor pe care le-am podobit. Mi-a prins-o oarecum așa cum și-o prindea Maria Lătărețu. De asta spuneam că în clipa în care îți pui costum popular pe tine, îți pui o ie, îți pui o, cum se cheamă asta, o șoarță sau fotă. Dintr-o dată te schimbi, dintr-o dată mi se pare mie că devii spectaculos. În haine civile suntem toți niște anonimi, dar în clipa în care îți pui costumul pe tine și începi și cânți și vorbești despre zona din care vii, capeți acel tip de identitate care nu se pierde atâta vreme cât tu nu vrei să se piardă, atâta vreme cât tu nu-ți uiți rădăcinile. În ultima vreme toată lumea se trezește, sunt mândru că sunt român, sunt patriot. Nu ți se pare că astea sunt doar vorbe goale în momentul în care nu faci ceva și ca să le împlinești, tu faci ceva. Îți educi niște copii în spiritul ăsta, aduni costume populare. Eu pot să spun că așa cu mare drag m-am uitat la oameni, la trecătorii de pe stradă și m-a impresionat teribil un domn alături de cei doi copii, fetiță și băiat, chiar acum de 1 decembrie, la București, când la defilare venise împreună cu familia, dar și soția și copiii, cum spuneam, au fost toți îmbrăcați în costum popular tradițional. Exact, deci m-am uitat și erau costume autentice. Deci autentice, din cap până în picioare, cu opinci, cu căciulă, pentru că reprezentau zona Maramureșului, se pare, că am cunoscut după costum. Era specific zonei Maramureșului, dar a crescut sufletul în mine când am văzut, zic, uite, mai există și oameni care cu adevărat sunt români, simt că sunt români. Sunt mult mai mulți cei care, iartă-mă, își doresc să se îmbrace în costume populare. În ultima vreme, eu cred că lumea se întoarce totuși către lucrurile astea. N-ați văzut că de sărbători, sigur, unii se duc pentru că își doresc să vadă Marbella, să vadă insulele Seychelles, nu știu. Dar marea majoritate se întorc către pensiunile din Maramureș, din Moldova, se întorc către pensiunile din zona asta, unde vrând nevrând treci pe la Brâncuș, treci pe la muzeul din Târgu Jiu. Sunt o grămadă de lucruri de văzut, de despre asta o să ne povestească ea. Chiar, eu sunt turist și vreau să vin să văd și eu niște lucruri interesante în Gorj. Știu doar în Târgu Jiu moștenirea lui Brâncuș. Da. O parte din ea. Ca și turist v-am invitat cu tot drag. Uite, spre exemplu, chiar aici la Casa din Pădure, care ne-a oferit o locație extraordinară și mulțumim pe această cale domnului patron. Pot să spun că este o locație de vis și invităm și pe cei care sunt dornici să vadă o locație extraordinară. Scuzați-mă, nu veniți aici. Nu veniți, pentru că eu am făcut marea greșeală să mă duc cu această doamnă la masă, care n-a vrut să vină inițial, dar trebuia să mâncăm și noi ceva, că na, venisem de pe drum. Și să știți că e mâncarea bună și multă. Jale. Jale. Știți, dacă vii de la București și ești învățat cu porțioarele alea atâta, îți comanzi ca tot omul o supă, o ciorbă și un felul doi. Că la desert nu te mai gândești, că e deja prea mult. Este mâncarea atât de bună încât o să vă rog să vă gândiți de două ori, că altfel o să faceți ca un prieten de-al meu care s-a întors dintr-o excursie unde fusese la All Inclusive.
a venit după o săptămână și a zis, ți-ai dreacu cu all-inclusive-ul vostru, pentru că venise cu 20 de kilograme în plus. Eu nu știu dacă o să puneți 20 de kilograme, dar știți ce vreau să vă spun? Că fiind între oameni, este casa din pădure, dar este într-o comună. Toată mâncarea are gust aici. Sigur, eu am mâncat niște curcan. Alții au mâncat curcă. A fost toată lumea, a râs de toată lumea, dar s-a instaurat o bonomie, așa, și o voioșie și s-a mâncat tot ce s-a mâncat cu plăcere. E inutil să vă spun că o să avem și la pachet din ce ne-am comandat de mâncare, pentru că a fost foarte mult. Deci, dacă vă hotărâți să țineți cură de slăbire, dați telefon înainte și spuneți să vă pregătească doar meniuri de dietă, că ei nu gătesc decât de astea. Vreau să spun că aici sunt două porții într-una, asta voiam să... Eu n-am reușit să mă nici măcar una, adică din tot ce s-a pus. Pentru de asta zic, multă. Să ni le pună la pachet. Da, deci... Și ne-a pedepsit. Ne-a pedepsit, să știți. Da. Ne-a dat și prăjituri la final. Da. Voiam să spun... Acum revenim, noi am făcut o glumă de femei care țin cure de slăbire toată viața lor, s-au născut în cure de slăbire și au venit aici. Asta este, ne-am sacrificat astăzi, mâine ne mai gândim. Dar dacă aveți de gând să veniți, vă sfătuiesc cu toată dragostea să veniți, pentru că veniți aici, vă cazați, mâncați și pe urmă să vă explice Angelica unde vă mai duce. Sigur, puteți să mergeți la Hobița, spre exemplu, acolo unde aveți ce vedea, pentru că este casa memorială a binecunoscutului Constantin Brâncuș. De asemenea, sunt o mulțime de zone frumoase. De asemenea, Mănăstirea Tismana, iarăși aveți ce vedea și acolo. Mai sunt și un loc cheile. De suflet. Da, Cheile Sohodolului, un loc cu adevărat minific și de asemenea toată zona aceasta a Runcului, Tismana, chiar ai ce vedea. Eu chiar am un cântec, să știți, cu aceste locuri, pentru că mi-au fost atât de dragi încât n-am putut să mă abțin să nu creez un cântec care să exprime, să zic așa, iubirea și dorința mea de a vizita cât mai des aceste locuri. Și pentru prietenii mei disperați din București, care nu sunt în stare să se desprindă de telefoane și de laptop, am o veste pentru voi. Nu, pe Cheile Sohodolului, de exemplu, n-aveți semnal la telefon, n-aveți nimic, nicio cale de comunicare cu lumea. Dacă sunteți în pragul divorțului, luați-o de mână, duceți-o pe Cheile Sohodolului și credeți-mă că o să veniți împăcați. Din punctul meu de vedere, e un lucru super ok că nu e semnal, pentru că mă simt și-o liniștită, că în rest, sincer, înainte nu există atâtea mijloace de comunicare și parcă eram mai liniștit, zic bine? Eu așa simt. Sunt foarte frumoase, noi am fost și pe Cheile Sohodolului, am fost și vara, am filmat și să știți că și acum am fost un pic și ne-a susurat niște apă așa pe lângă urechi. Am fost prin pădure. Unde am fost? La Bistrița, la Peștișani, Rubistrița se numește, unde am și filmat două piese extraordinare acolo. Mi-e foarte dragă acea zonă. Și, de asemenea, așa cum am mai spus, și Peștișani este o locație extraordinară. Deci, cu alte cuvinte, Gorjul este cu adevărat mirific. Și locuri pe care în alte zone, să zic așa, nu le întâlniți decât aici. Așa că vă invităm să veniți în Gorj cu tot dragul. Și ca să terminăm cu zona turistică, atât cât mă pricep eu, să știți că la Muzeul din Târgu Jiu există o reprezentare în mărime naturală a unui exemplar ce reprezintă bărbatul dac. Dacă o să căutați în arhiva televiziunii TSTV, o să găsiți niște materiale făcute tot de mine anul trecut, exact la muzeu, și acolo o să-l vedeți pe dacul despre care vă vorbesc. Doamnelor și domnilor, bărbatul dac era înalt, blond și cu ochii albaștri. Ca să știți după cine vă uitați în continuare. Revenind la bucuria noastră de astăzi, aș vrea să te întreb, în momentul în care te gândești să scoți un album, cum faci? Că avem aici și un album. Bine, eu la activ, ca să zic așa, am deja imprimate 3 albume și unul dintre ele l-am imprimat chiar imediat după câștigarea festivalului Maria Lătărețu, trofeului festivalului Maria Lătărețu. Am zis să vin cu ceva nou și din păcate au trecut ceva ani, nemai existând pe piață magazine de specialitate albumul pe care eu l-am imprimat atunci, dar între timp am imprimat un alt album cu ansamblul profesionist Maria Tănase de la Craiova,
care se pare că a avut un real succes și chiar o parte din cântecele pe care eu vi le-am dăruit în această emisiune sunt imprimate, așa cum spuneam, cu ansamblul profesionist Maria Tănase din Craiova, sub bagheta dirijorului maestrului Crețu, Nicu Crețu. De asemenea, am simțit eu că la un moment dat am simțit că dacă sunt ceea ce sunt și am acest har minunat de a cânta, acesta nu-l datorez decât bunului Dumnezeu și am considerat că cum să-i mulțumesc altfel decât prin exact harul acesta pe care Dumnezeu mi l-a dat de a cânta. Și am considerat eu că e necesar, să zic așa, ai aduce mulțumire prin colinde pe care le interpretez cu tot dragul și prin câteva pricesne pe care eu le-am cules din biserici, din mănăstiri, de pe la diverse persoane care de fapt sunt creștini ortodoxi practicanți și o parte din aceste pricesne de care vorbeam chiar de la ei le-am cules. Ei bine, în acest din urmă album pe care l-am imprimat și se numește Colinde și Pricesne, Colinde și Cântece Bisericești cu Angelica Mirea, pot să spun că am pus o parte din trăirile mele și le-am simțit mai aproape de sufletul meu. Cum altfel am putea să mulțumim lui Dumnezeu când am putea face acest lucru tocmai așa cum spuneam, prin cântec, deci prin darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Când aleg să-mi imprim cântece, în primul rând mă gândesc la cântece care să mă reprezinte și o parte din ele chiar mi le-am creat eu, versurile. Linia melodică, în schimb, am fost ajutată de un coleg de-al meu de breaslă, dar versurile, așa cum spuneam, am vrut să fie trăirile mele interioare și chiar m-au reprezentat și chiar au prins bine la public cei care s-au regăsit în ele. Bineînțeles că mai am în proiect și altele, dar nu vreau să dezvălui foarte multe pentru că nu-mi place să mai spun vorbe multe și am observat așa că de obicei când spun gândurile sau planurile mele nu se mai îndeplinesc. Nu se mai îndeplinesc, sigur, și atunci mai bine tac și fac. Oricum, e de notat faptul că ai promis că trebuie să faci ceva cu mama ta în sensul în care o să înregistrați ceva. Deci despre asta a vorbit și eu o să trag de asta să țină de cuvânt. În continuare, dacă vrei să ne mai arăți ceva la momentul la care l-ai scos deja pe piață, numai ne dai un telefon și ne spui. Sunt acolo două cărți în care se vorbește și despre tine. Ea e cam tânără să apară în cărți. Totuși. A fost dorința domnului Alexandru Doru Șerban, de asemenea domnului Dorin Brospă, care s-au ocupat de editarea și de scrierea acestor cărți și bineînțeles că nu pot să apari așa oricum. Eu, așa cum spuneam mai devreme, sunt laureata multor festivaluri și motiv pentru care am fost menționată în aceste cărți. Din acest motiv și această carte numită Lăutarii și Soliștii din Gorj și acolo se menționează de asemenea premiile obținute de mine. În această carte scrisă de domnul Brosbă, bineînțeles în colaborare cu Nora Mariei Lătărețu, doamna Ioana Lătărețu, distinsa doamna Ioana Lătărețu, și în aceasta se vorbește despre viața Mariei Lătărețu și despre toți câștigătorii laureații festivalului Maria Lătărețu de-a lungul anilor. Foarte din acest frumos. Motiv sunt ești prezentă? Menționată și prezentă, da, în aceste cărți. Și mai sunt și altele, dar nu le-am momentan la mine. Poate pe viitor. Aș vrea să te mai întreb ceva despre tradițiile și obiceiurile tipice acestei zone, dar mi-aș dori să ne mai cânte ceva, pentru că simt nevoia din când în când așa să o pun la lucru. Cu mare drag! Azi e ziua ta, bărbate, și-a să-ți fac voile toate. Cu
să-i masă mări curte și lăutării să cânte. Azi e ziua ta, bărbate, și-a să-ți fac voile toate. Puse-i masă mări curte și lăutării să cânte. Scosă-i vin din Damiciană și din Poluai pastrămă. Chemai și rudele toate să te simți bine, bărbate. Scosă-i vin din Damiciană și din Poluai pastrămă. Chemai și rudele toate să te simți bine, bărbate. Hai, bărbate, să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Hai, bărbate, să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Ia, bărbate, vii și bea, astăzi este ziua ta. Bea și te înveselește, viața cu drag ți-o trăiește. Ia, bărbate, vii și bea, astăzi este ziua ta. Bea și te înveselește, viața cu drag ți-o trăiește. Așa-i viața omului, petrece de ziua lui. Petrece că-i trec anii cu prietenii și dușmanii. Așa-i viața omului, petrece de ziua lui. Petrece că-i trec anii cu prietenii și dușmanii. Hai, bărbate, să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Hai, bărbate, să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Azi că este ziua ta, din suflet îți voi ura. Să fii drag și fericit, să ai tot ce ți-ai dorit. Azi că este ziua ta, din suflet îți voi ura. Să fii drag și fericit, să ai tot ce ți-ai dorit. Câte-n viață rele bune, toate să le împart cu tine. De-ți va fi ușor sau greu, eu voi fi sprijinul tău. Câte viață rele bune, toate să le împart cu tine. De-ți va fi ușor sau greu, eu voi fi sprijinul tău. Hai, bărbate, să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Hai, bărbate, să ciocnim, cu toți să ne veselim. La mulți ani fi fericit și de toți să fi iubit. Eu sunt om cu suflet bun, n-ar dușmanii stau în drum. Drăguță de măr sălciu, am dușmanii când mă știu. Eu sunt om cu suflet bun, n-ar dușmanii stau în drum. O putere de-aș avea mai, să fac mai bună lumea mai. Cât mă țin puterile mai, să alung toate relele mai. Ne ajut și omul la necaz, uite și-ți râd.
de nobraz mai. Îi dai cu împrumut un ban, iar când ai ți-l faci dușman mai. O putere de-aș avea mai, să fac mai bună lumea mai. Când mă țin puterile mai, să alung toate relele mai. Bogății eu n-am avut, dar am muncit și-am trudit mai. Iar bucata mea de pâine o part, omule, cu tine. Bogății eu n-am avut, dar am muncit și-am trudit mai. Iar bucata mea de pâine o împart, omule, cu tine. Așa e sufletul meu mai, ajut omul când e greu mai. Eu aș vrea, dar nu se poate, dușman să mi-l fac frate. Așa e sufletul meu mai, ajut omul când e greu mai. Eu aș vrea, dar nu se poate, pe dușman să mi-l fac frate. Unul din lucrurile cele mai frumoase pe care se așteaptă să le găsească oamenii când pleacă în alte zone din țară sunt tradițiile și obiceiurile specifice. Dincolo de mâncarea, care este obligatoriu, mai bună, mai gustoasă și mai multă decât și la noi acasă, pentru că la noi acasă ne facem program. Lumea se așteaptă, venind în Gorj, să găsească tot felul de tradiții despre care uneori citește sau doar aude povestindu-se. Dacă vin oamenii aici, să zicem, nu știu, de Crăciun, de Anul Nou, de Sfinții, Gheorghe și tot timpul anului când sunt sărbători deosebite, care e deosebirea între sărbătorile de aici, între tradițiile de aici și ce știm noi că se întâmplă în alte părți? Eu spun cu regret despre zona din care în care eu am copilărit și repet din nou, e vorba despre Turbulea, județul Gorj. Din păcate, acolo nu se mai păstrează atât de multe obiceiuri, dar în schimb, și din nou nu vreau să laud această zonă unde noi am filmat, dar este extraordinară în această privință, pentru că este foarte, foarte bogată în astfel de tradiții și obiceiuri și poate din acest motiv iubesc foarte mult aceste meleaguri. La mine se păstrează în zona Turbării, se păstrează acel obicei de mers cu colindu, steaua, pițărăi, vicleiu, se păstrează... Da. Pițărăi... Haideți să da, este un fel de mers în colindeț, se mai spune, sau colindat. Unii spun colindeț, alții colindat. Când se întâmplă ce? Aici acest obicei se întâmplă de regulă în ajunul Crăciunului, când lumea pleacă în anumite zone, se pleacă dimineața la primele ore, în alte locuri se pleacă seara, am auzit. Eu chiar întrebam copiii de la mine de la școală, pe fiecare în parte de unde probleme, să văd așa, să fac o comparație între zone, să văd unde se mai păstrează și nu acest obicei. Și spuneam despre acest pițărăi, pentru că de fapt este o traducere, ca să zic așa, a colindețului sau colindatului. Când oamenii pleacă, așa cum spuneam mai devreme, cu dimineața în cap, cum se spune la țară, cu traistele, plasele, mă rog, după ei, din poartă în poartă se merge la fiecare localnic și primesc fie un pahar cu vin, țuică, pe lângă toate astea, da? Primesc portocale,
vegetale, eugenii, adică mere, nuci, diverse... Asta se întâmplă pe 23 în ajun? Pe 24. 24? Da, pe 24 în ajun, că pe 25 este Crăciunul. Așa, și în plus se mai merge, așa cum spuneam, cu colindul. Colindul e colind, colindețul este cu totul altceva, adică pizzerii aceștia. Cred că știu, colindețul e cumva semnificația pruncilor uciși de Irod. Într-adevăr, este o oarecare, să zic așa, asemănare între acest obicei și pruncii uciși de Irod, dar se spune că e foarte bine, în special, să dăruiești, fie că este de Crăciun. Eu cel puțin așa consider și chiar și de Sfântul Nicolae este acest obicei de a dărui oamenilor și a face bine aproape lui celor nevoiași. Eu consider că nu trebuie să așteptăm o sărbătoare anume ca să putem face un bine cuiva. Consider că oricând poți să faci bine dacă simți acest lucru, dacă nu, cred că este indicat sau ar fi indicat să ne rugăm la Dumnezeu să ne înmoaie inimile, ca să zic așa, și chiar m-aș dori din tot sufletul și credeți-mă că de multe ori fac acest lucru, să mă rog pentru oamenii care văd că au inimile împietrite, pentru că din păcate există foarte mulți. Și de asta spun că aceste obiceiuri au acest rol de a mai îmblânzi și de a mai aduce un strop de bucurie în sufletele oamenilor, ceea ce e un lucru extraordinar, pentru că există atâția oameni nevoiași și năcăjiți și iată, acesta chiar este un prilej de bucurie. Și de cele mai multe ori bucurie e mai mare când dai decât când primești. Cea mai mare bucurie. Experimentați-o. Da. Și bucuria din ochii omului căruia îi dai, îi întinzi mâna și îi pui în palmă lucruri de care are nevoie, fie chiar și bani, fie o sacoșă cu strictul necesar sau știu și eu, orice ajutor, o să vedeți în ochii lui că răsplata este de neexplicat și de neînțeles la un moment dat încolo. Mă gândeam, de asta te întrebam, că mă gândeam la povestea cu pruncii uciși de Irod, pentru că și la mine, eu mi-amintesc că în noaptea de 20, dimineața de 24, cred, tot așa plecam cu toți copiii, dar erau numai copii. Nu știu exact cum se cheamă. Și la fiecare poartă era câte cineva din gospodăria respectivă cu lumina aprinsă și nouă ne dădeau covrigi, mere, nuci și biscuiți. Da, fiecare dă ce poate. Păi dacă acum avem copii, le dăm și vin, că aș veni și eu la ce vin să dăm zona asta? Păi să vă spun de ce, pentru că acum nu merg doar copii, merg și, da, e adevărat că eu în partea cealaltă, unde am mai copilărit, în comuna Mătăsar, județul Gorj, acolo merg doar copii, dar în schimb în alte localități nu se ține cont de vârstă, merg și tinerii satului, merg și copiii, merg și cei mai în vârstă, adică nu și se ține... Și gospodarul are de toate. De vin lângă el și când te vede și țuică fiartă, vin fiert. Da, am văzut diverse persoane, adică fiecare dă ce vrea. Cu alte unde cuvinte. Unde ai zis? În ce comună? Asta e undeva mai aproape de Târgu Jiu, am văzut la Scoarța. La Scoarța. Da. Drumul dispre Vâlcea, spre Târgu Jiu. Când vă prinde o sărbătoare de Crăciun, duceți-vă că nu știți ce livezi au pe aici, iar țuica fiartă într-o noapte rece și înghețată face bine și face bine și la moral, că te duci la colindat. Da. Asta spuneam, că sunt niște obiceiuri foarte frumoase, dar din păcate în anumite părți nu se mai păstrează, iar eu mi-aș dori din tot sufletul ca aceste obiceiuri, cât de săraci ar fi oamenii, totuși să le ducă mai departe. Pentru că, să zic, chiar dacă nu vii cu traista plină de acolo și nu dai de toate, să zic, dar E gestul, știți cum contează. Dar trebuie să fii acolo când trec copii, oamenii, să poți să le dai ceva. Dați-mi voie să fac așa o paranteză, să vă spun un gest care m-a impresionat foarte mult și pe care eu l-aș face oricând și îl fac, dar se spune că să nu știe niciodată stânga ce face dreapta. Adică atunci când faci un bine, să știi doar tu și persoana care îi faci binele, pentru că răsplata vine acolo undeva în sus, nu trebuie să trâmbițezi când faci acel bine. Dar e adevărat că trebuie să fii și puterea exemplului. Adică, spre exemplu, când merg, pentru că eu ador să fac acte de caritate și îmi place foarte mult să fac acest lucru alături de elevii mei. Să știți că chiar vreau să văd și aportul lor, contribuția lor adusă la adică vreau să-i determin și pe ei să vadă diferența între ei și alți copii nevoiași, pentru că merg în centre de plasament, merg în case de copii, în azile de bătrâni, ca să vadă și de multe ori să prețuiască ceea ce ei au deja și alții nu au. Deci, practic, îi învăț să știe care e valoarea adevărată a lucrurilor și că de multe ori nu constă în lucrurile acestea materiale, ci cele spirituale. Pentru că dacă ar exista credință cu adevărat în oameni, eu cred că cu siguranță oamenii ar fi mai buni,
mai blânzi și n-ar mai exista atât de multă răutate, perfizie și așa mai departe. Și să revin la gestul care m-a impresionat. Am văzut nu de mult pe internet, pe Facebook, un gest foarte frumos din partea unei persoane care a dorit să rămână în anonimat. Pusese într-o plasă o pungă de făină, o sticlă de ulei, de mălai și cea mai avneoși și a lăsat un bilețel acolo și a scris pentru cine are nevoie. Iată ce gest minunat, eu consider că este ceva, adică pur și simplu n-a vrut să, pur și simplu era pentru cine avea nevoie. Sunt mulți oameni care fac așa, să știi, au fost inițiative diverse, cu cafeaua în așteptare, supa în așteptare. Eu știu mulți oameni și o fac asta doar ca să dea exemplu despre care spuneai că se poate. Se practică de Crăciun și prin București, se practică, dar mai puțin, dar e foarte dezvoltată în Cluj, shoebox se cheamă, cutia de pantofi. Da, se adună cutii de pantofi în care fiecare pune ce vrea. De obicei, cutiile astea se duc la centre de copii, la familii cu copii. Cine are nevoie. Așa, și se pune acolo ce te lasă inima. Cât încape într-o cutie de pantofi, de cizme, cât poți. Spuneai tu mai devreme că nu trebuie să așteptăm sărbătorile. Așa e. Dar toate tradițiile astea nu fac altceva decât să ne aducă aminte că ne întoarcem mereu ne întoarcem la noi și raportându-ne la noi, la cum eram anul trecut, la cum suntem anul ăsta, la cum eram acum 2 ani, ne dăm seama că uneori și noi o luăm de sus, în secunda 2 putem să fim jos. Dacă astăzi ești foarte tare, ești foarte puternic, mâine s-ar putea să nu mai fii, s-ar putea ca tu la rândul tău să ai nevoie de ajutor. Bine punctat și vreau să spun că, din păcate, există foarte multe persoane care se cred așa atot puternici, atot știitoare, adică au așa un sentiment de mândrie. Probabil că aceste persoane nu știu că mândria este un păcat de moarte și că atunci când primesc niște palme, dacă vreți, de la Dumnezeu, sunt niște palme binecuvântate. Ți le dă tocmai pentru a te trezi la realitate și să-ți dai seama că în secunda 2 poți să fii pământ, țărână. Adică nu contează câți ani ai, poți să ai 5 ani, poți să ai 15, poți să ai 50, moartea poate veni oricând. Și cea mai mare cugetare a omului din punctul meu de vedere trebuie să rămână moartea, nici de cum viața. Pentru că pe aici suntem doar în trecere, este o mică trecere la viața de dincolo și de asta trebuie să avem grijă de sufletul nostru mai mult decât orice. Și trebuie să ne-l păstrăm curat. Asta este important. Eu așa consider că trebuie să avem grijă de suflet mai presus de orice. Așa de frumos vorbește Angelica despre noi și despre sufletele noastre, încât m-am gândit că ar fi bine să o rog să ne cânte o priceasnă, că tot vă spuneam eu despre ea, că are repertoriu foarte bogat. A venit momentul să vă demonstrez încă o dată că oamenii pe care vi-i aduc să-i cunoaște și să-i auziți cântând sunt oameni pe care trebuie să-i ascultăm în toate momentele vieții noastre, pentru că vin și punctează exact atunci când avem nevoie mai mare de ei. Înaintea ta, Iisus iubit, vin azi încrezător, că tu de aceea te-ai jertfit să fii mântuitor. Din cât aflat am că stă scris, te ascult în chip plăcut. Tu bucurii din paradis mi-ai dat cât ți-am cerut. Din cât aflat am că stă scris, te ascult în chip plăcut. Tu bucurii din paradis mi-ai dat cât ți-am cerut. Eu altceva nimic n-aduc decât o vină grea. Și unde, Doamne, eu s-apuc decât spre mila ta? În mine nu e nimic bun, tot ce-am făcut e rău. Nădejdea toată însă o pun în ajutorul tău. În mine nu e nimic bun, tot ce-am făcut e rău. Nădejdea toată însă o pun în ajutorul tău.
ta. Gol nimeni n-a venit înapoi din cât te-au căutat, că tu pe toți din mari nevoi i-ai scos când te-au rugat. De aceea dar acum și eu cu lacrimi plâng și cer, ah, mântuie sufletul meu, nu mă lăsa să pierd. De aceea dar acum și eu cu lacrimi plâng și cer, ah, mântuie sufletul meu, nu mă lăsa să aduc mamă aminte. De când eram copiliță și mă jucam pe uliță. Păi e verde bob de linte, îmi aduc mamă aminte. De când eram copiliță și mă jucam pe uliță. Fete de seama mea, și tu purtai grija, niciodată n-am să uit mama care m-a crescut, mă. Fete de seama mea, și tu purtai grija, niciodată n-am să uit mama care m-a crescut, mă. Repede au trecut și te port, mamă, în gând. Scurt a fost, n-o să mai fie dulcea mea copilărie. Mi-e gândut-o la tine, că trăiești azi pe mâine și poate n-ai bani de pâine. Legată-ste mult în lume și mi-e gândut-o la tine, că trăiești azi pe mâine și poate n-ai bani de pâine. Nu-ți prisosesc banii și că-ți duci cu mult greoanii. Cea mai mare grijă ta este mama, lipsa mea, mă. Știu că nu-ți prisosesc banii și că-ți duci cu mult greoanii. Cea mai mare grijă ta este mama, lipsa mea, mă. Repede au trecut și te port, mamă, în gând. Scurt a fost, n-o să mai fie dulcea mea copilărie. Să vin, mamă, la tine, să nu mai plângi după mine. Să vorbim ca altă dat, ce mai e maică prin sat, măi. Să vin, mamă, la tine,
să nu mai plângi după mine. Să vorbim ca altă dată, ce mai e maică prin sat, măi. Să stăm la masă din tindă, lângă lampa cu oglindă, să ne povestim o noapte în miros de mere coapte. Să stăm la masă din tindă, lângă lampa cu oglindă, să ne povestim o noapte în miros de mere coapte. Anii repede au trecut și te port, mamă, în gând. Scurt a fost, n-o să mai fie dulcea mea copilărie. Anii repede au trecut și te port, mamă, în gând. Scurt a fost, n-o să mai fie dulcea mea copilărie. Ne întoarcem puțin la restul anului, la obiceiurile care se mai păstrează, dacă se mai păstrează. Care sunt acelea? Da, spre exemplu, în comuna Turburea, județul Gorj, unde am spus că mi-am petrecut o bună parte din copilărie, acolo se păstrează un obicei, spre exemplu, de Sfântul Gheorghe. Este un deal mare pe care se face un foc, un foc din roții, în asta de tractor, de asta ca să reziste mult focul, și la un moment dat se înalță foarte mult, încât se vede și din satele învecinate, pentru că dealul acela de care vorbesc este într-adevăr foarte înalt și se vede și în satele învecinate, unde și ele la rândul lor fac foc. Foc înalt, așa, și e un fel de schimb de replici așa între comune, făcând, chiar v-aș invita la primăvară când s-o face, mă rog, și va fi și priveliștea mult mai frumoasă, să faceți o filmare și pe acolo, pentru că aveți ce vedeați, niște locuri extraordinare și acolo. Ce semnifică focurile astea? Sincer să fiu, nu știu, tot așa alungarea relelor, să zic așa, din gospodărie, focul acela spune că arde toate relele, ca să zic așa. Mai multe detalii n-aș putea să vă dau foarte multe, pentru că nu am participat de multe ori, cu toate că e destul de aproape de mine, de unde locuiesc eu la țară, locul unde se face acest foc. Dar mai mult vin copiii și cei care sunt sărbătoriți, Sfântul Gheorghe, aduc acolo diverse bunătăți, fac și mese îmbelșugate acolo și, cum se spune, se dă de băut, așa, și își petrec oarecum ziua onomastică acolo, pe Sfântul Gheorghe. De asemenea, de Crăciun se practică, așa cum spuneam, adică încă se mai păstrează colindețul de care am mai vorbit, și cred eu că cea mai importantă este de fapt starea de spirit în astfel de situații, adică în astfel de sărbători, și nici de cum mesele îmbelșugate, pentru că la urma urmei mesele îmbelșugate sunt, ori să se ducă, vin alții și așa mai departe. Dar starea aceea de spirit, semnificația adevărată, aceea nu trebuie de fapt să o uităm. Deci să ne aștepte aceste sărbători cu bucurie și pace în suflet, cu căință în suflet pentru faptele pe care poate n-au fost tocmai demne de noi, și să ne găsească liniștiți în suflet, așa cum spuneam. Și Dumnezeu să aibă grijă de noi toți, să ne păstrăm sufletele curate, pentru că acest lucru este cel mai important. De sărbători o luăm cumva de la capăt, de Crăciun, de Paște. Sunt ca niște puncte zero de la care parcă ne împăcăm cu divinitatea, ne împăcăm cu noi, trage în linie și Dumnezeu ne mai dă o dată ocazia să o mai luăm de la capăt până la anul, în speranța că apucăm încă la anul. Să știți că miracolele se produc, minunile există, numai că de multe ori noi nu le vedem. De multe ori oamenii cer la Dumnezeu, Doamne, dă-mi aia, dă-mi aia la altă, eu știu ce, tot felul de lucruri materiale. Dar nu se gândesc cât de importantă este sănătatea sau cât de importantă este liniștea sufletului, pentru că sunt foarte mulți oameni neliniștiți sufletește. Și de multe ori, dacă vrei să ajuți pe cineva, nu cred că este neapărat necesar să-i dai nu știu ce lucruri materiale sau așa. Poți să-i vin sprijin cu o vorbă. O vorbă spusă din suflet și la timpul potrivit poate salva, poate chiar o viață.
Pentru că sunt oameni aflați în deznădejde. Oameni care poate chiar au gânduri sumbre de a se sinucide chiar, pentru că trăim într-o lume în care privim că sunt o grămadă de oameni depresivi și asta datorită problemelor, pentru că, din păcate, sunt foarte multe probleme cu care ne confruntăm cu toții. Dar în orice moment al vieții noastre, eu cred că trebuie să găsim liniștea și ajutorul numai la cel de sus, pentru că el cu siguranță știe tot despre noi și nu trebuie să-i cerem noi ce să ne dea, pentru că el știe cel mai bine de ce avem noi nevoie. Și atunci de asta spun că cel mai mult ar trebui să ne găsim ajutorul și liniștea în Dumnezeu. Și atâta timp cât îl purtăm pe el în suflet, cred că nimeni și nimic nu ne poate ajuta mai mult decât el. Dacă o să vă uitați pe pagina mea de socializare pe Facebook, o să vedeți că pe copertă, și nici n-am să o schimb, nu știu că am să o schimb vreodată, este chiar motoul vieții mele: nimic fără Dumnezeu. Pentru că așa și este. Și de asemenea și pe albumul meu, dacă vă uitați aici pe motoul meu, la fel am scris undeva în stânga câteva cuvinte care chiar mă reprezintă și motoul pe care eu îmi ghidez întreaga viață. Deci nimic fără Dumnezeu, cu alte cuvinte. Vă dați seama ce profesoară bună e, pentru că îmi imaginez că dacă în fața unei camere vorbește așa, ea în fața copiilor este bună și blândă. Și asta este o cale de a face din copii oameni adevărați, oamenii pe care să ne putem baza și noi mâine păi mâine. Mai avem un pic până ajungem la finalul emisiunii și vreau să te lovesc cu o întrebare. O întrebare dură și grea. Ia să vedem despre ce-i vorba. Crezi că un artist care are o carieră ca tine, are și o meserie, pentru că tu mergi pe două planuri, are timp și de familie, de copii, de o viață care să-l împlinească până la capăt, sau trebuie să facă niște sacrificii într-o parte ca lucrurile să meargă bine dincolo? Depinde. Acum, eu știu, cred că trebuie să îți faci timp pentru toate, să zic așa, și dacă știi puțin să-ți gestionezi timpul, cred că chiar ai timp de toate. Deci eu așa consider că voință cu siguranță există și dacă vrei cu adevărat, poți să le faci pe toate. Eu cred în deviza aceasta, nu există nu pot, ci nu vreau. O să râdesc, n-am știut. Asta o avem în comun, nici eu nu cred că există nu pot, există nu vreau. Da. Că de regulă așa facem. Dom'le, eu nu pot să fac asta. Ei, de putut nu poți, cred. Dar te costă foarte mult și uneori nu ești foarte dispus să ieși din zona ta de confort, că ăsta este lucru cel mai greu, să ieși din zona ta de confort. Ce planuri ai așa, a la lung? Ai ceva important, ceva pe care ți l-ai pus în minte și sigur care poate fi spus la televizor? Să știți că de cele mai multe ori, adică planurile pe care mi le-am pus așa în minte să mi le împlinesc, mi le-a dat Dumnezeu din plin. Dar despre viitoarele planuri n-am să vă dezvălui, așa cum spuneam mai devreme, nu că aș fi superstițioasă, pentru că eu nu cred în superstiții, dar am încercat să o trag de limbă, nu mi-a ieșit. Se spune așa într-o mică vorbă că dacă vrei să râdă diavolul de tine, să-i spui planurile tale. Și atunci mai bine le țin pentru mine, dragi prieteni, ca să știu că mi le împlinește Dumnezeu într-o bună zi, dacă va fi voia lui, bineînțeles. Deci toate numai cu voia lui să se întâmple. Ție ți se pare că ești un om norocos? Nu cred nici în noroc și nici în ghinion. Pentru că se spune că aceste două cuvinte tot de la cel cu cornițe vin. Și atunci eu spun decât că, nu știu, cred că mă iubește Dumnezeu. Asta este. Asta cred că e cuvântul potrivit. Simt că mă iubește Dumnezeu și m-a iubit dintotdeauna. Și mulțumesc din tot sufletul meu pentru tot ce mi-a dăruit și mă simt binecuvântată, să știți, pentru tot ceea ce mi-a dăruit. Aș vrea să opresc aici, să nu mai spun nimic eu, pentru că e un final foarte frumos pentru emisiune. Eu cred că mă iubește Dumnezeu. Dacă ar putea colegul meu de la cameră să mă taie pe mine din montaj, pentru că aș vrea să o pun, dacă vrea să mă taie, dacă nu, să nu mă taie. Dar aș vrea să rog tot pe Angelica, după ce a vorbit atât de frumos despre faptul că nu crede nici în ghinion și nici în noroc, ci în faptul că Dumnezeu o iubește, aș vrea să rog să ne spună o vorbă bună despre care vorbea ea, care să ne țină de urare pentru sărbătorile pe care o să le petrecem până la o altă întâlnire cu ea. Eu nu doresc decât ce-mi doresc mie, să vă dea Dumnezeu și dumneavoastră, adică multă sănătate în primul rând, că e mai bună decât toate, și să vă dea Dumnezeu pace și lumină în suflet
Și tot binele din lume este, cred că, cea mai... Dar credință în special, să vă dea Dumnezeu la fiecare în parte. Să ne întărească Dumnezeu credința, pentru că atâta timp cât ai credință, ai totul. Dacă Dumnezeu există în sufletul nostru, avem tot. Și din nou ajung la vorba aceea, nimic fără Dumnezeu. A făcut ea finalul. Așa se face. Lași invitatul să vorbească, să-ți facă începutul, să-ți facă finalul și tu doar te simți fericit că ai mai avut bucuria să întâlnești un astfel de om. Eu sper să fie bucuria și pentru dumneavoastră, toți, și să fie așa cum a zis ea, să fim sănătoși și să ne revedem cu bine într-o altă emisiune. Să-mi spui mai că-ți plac ochii mei căprui mai lângă pasiunului mai la poarta sărutului mai. Mi-ai luat ți-s dragi buzele mele, mi-ai cumpărat și pasma, că sunt goșă că de-a ta. Eu știu, micuță, știu bine că mă iubești doar pe mine, atâta dragoste-ți port mai. Țin pragoserii, pura la masă tăcerii. Noaptea-i rece, luna-i sus, nică puișor, și nică departe-i dus, nică puișor. Numai luna și o stea, nică puișor, știe-mi dragostea mea, nică puișor. A crezut că dragostea puișorul meu o să țină cât lumea, puișorul meu. A greșit că te-am iubit, puișorul meu, inimioara mi-ai rănit, puișorul meu. Eu nică te-am iubit, nică puișor, și de doream suferit, nică puișor.
dragostea, puișorul meu, o să țină cât lumea, puișorul meu. Am greșit că te-am iubit, puișorul meu, inimioara mi-ai rănit, puișorul meu. Și pierzi puișorul meu. Când iubești și ești lăsat, puișorul meu, e cine ți-a fost mai drag, puișorul meu. Atunci alegai să vezi, puișorul meu, în viață poți să și pierzi puișorul meu. Când iubești și ești lăsat, puișorul meu, e cine ți-a fost mai drag, puișorul meu. Paie verde margarit, toată viața a trudit mai. A trudit și zi și noapte, să îmi iau grijile toate. Paie verde margarit, toată viața a trudit mai. A trudit și zi și noapte, să îmi iau grijile toate. Le-aș trudi încă o viață, grijile tot nu mă lasă. Cât am tras, am pătimit mai, dar nu mă văd pricopsit mai. E lăsat de ursitoi, sărac te naști, sărac mori mai. Muncești și te împaci cu gândul că nu trăiești cât pământul. E lăsat de ursitoi, sărac te naști, sărac mori mai. Muncești și te împaci cu gândul că nu trăiești cât pământul. De-aș trudi încă o viață, grijile tot nu mă lasă. Cât am tras, am pătimit mai, dar nu mă văd pricosit mai. Strângeapeși și câștigi bani, să nu râdai, te dușmani mai. Dar de grișa banilor, nu ți seama anilor mai. Strângeapeși și câștigi bani, să nu râdai, te dușmani mai. Dar de grișa banilor, nu ți seama anilor mai. Căci anii se duc în zbor mai, și uiți că ești călător mai. Tot ce-ai adunat o viață, le lași și te duci de acasă. Căci anii se duc în zbor mai, și uiți că ești călător mai. Tot ce-ai adunat o viață, le lași și te duci de acasă. Și ouă, foaie verde.
ua și ua. Colindă-i tismana toată, colindă-i toată tismana, că fură inimana. Colindă-i toată tismana, că fură inimana. Ci valea șaleșului, Petroanei o căprui. Ci valea șaleșului, Petroanei o căprui. Ua și ua, mă opri la Sohotol. Ua și ua, dar tot de Ana mi-e dor. Căguriță ca la Ana nu este toată tismana. Căguriță ca la Ana nu este toată tismana. Usetul și subțirele parcă sunt unse cu miere. Usetul și subțirele parcă sunt unse cu miere. Și ua, trecui runcul și dobrița. Ua și ua, se-i săruta negurița. Ana cu drag m-aștepta ca să-i sărut curița. Mi-o strânse cu foc în brață, ce-o sărutai cu dulceață. Mi-o strânse cu foc în brață, ce-o sărutai cu dulceață. Și spuse cu iau acasă, să o fac mândră mireasă. Ana cu drag m-aștepta ca să-i sărut gurița. Mi-o strânse cu foc în brață, ce-o sărutai cu dulceață.